Cât de bine se vede bronzul nostru. Bună ziua de pe pământ moldav. Tă-ți vesel, numai signora-i trist. Ei, fata, amore. Ia, dar ce ești trist tu? Mare frică. Păi iarnă primăveratică. Mulțumim tuturor că ne-au avut grijă de noi, că am zburat ușor, fără niciun fel de... Așa, Sisko a venit și ne-a luat acasă mâncărurile doldură, ne așteaptă. Trei zile în urmă ne așteaptă mâncărurile. Bine, și am uitat, astăzi este ziua lui Finuțu Umi, la mulți ani, sănătate, noroc și să nu mai facă cachi sânge, ca mama îți duci la dur, că îți duci greșa. Pentru că unii din voi m-au întrebat de ce am venit în Moldova și nu stăm în carantină, pentru că am avut testul făcut cu 24 de ore înainte. Este un test negativ, dă o foiță să-l arătăm ca să nu avem probleme, inclusiv și eu și signora Dima. Este negativ. Negativ. Și vă șerți, eu am să delicat pe altă colomitii pe șerți. În avion le-ai împletit, da? De doamna gospodină. Și zeama tot e făcută de tine. Zeamă și șubă și carne în cuptor, zăin în cuptor. Tare te-ai chinuit. Bravo. Bună dimineața, cafeluța lui mamă mea fierbi toată, nerusunată. Signora, calmează. Bună dimineața, ne-am luat ouțele și gău la Chișinău. Salutări din bunkerul meu de lift. Am terminat repetițiile și mergem în oraș spre muncă. În afară de asta trebuie să cumpărăm un cadou pentru Finuțu Umi, că e ziua lui și dacă nu mă duc, cum mă trase supi la Maxi. Ce fac îndrăgostiții? Băi, afară e cald. Signora, afară e cald, frumos și șerstul aici aș timpuț. Zapidă este! Ce? Zapidă! Pidă! Zapidă! Adică ză, după... Păi la mamă, ești ușoare frumoasă! Hai trezirea, nu... Ah! Dam gata, e priesi, dam... Vă rog eu frumos! Domn Seriu, dar spui drept! S-a fost doar de mine! Drept? Tu n-ai spus nică. Clar. Asta nu mai este așa de rea. Ridică-te odată în plus cât nu ai cădea. Anii ăștia zboară când n-ai apucat. Numai și o fâșuia că iar-i ziua ta. Când deodată toate se spală din senin. Îi iubești pe toți, chiar și pe vecini. Câteodată așa pur și simplu ți-a cântat. Mai ales dacă e și ziua ta. Eu nu sunt cu mătur responsabil. I-am cumpărat lui Finuț că-i ziua lui un deliciu culinar. Îi de bou și drept. Înțelegeți și asta. Așa că la mulți ani unii. Mă, că Dora te iubește și îți dedic această melodie. Și în cazul care n-ați văzut clipul, swipe up și... Dar poți încă e cadou prețios. Apropo, dragilor, am o provocare pentru voi zilele astea, în cazul în care aveți o zi de naștere la vreun membru al familiei. Vă îndemn să faceți un Insta story cu o bucată din videoclipul Iar e ziua mea. La cine o să fie cel mai interesant Insta story, să știți că o să merg gratis să felicit omul drag cu o sticlă de șampanie a priori wine, cu un buchet de flori, buchet floral și bineînțeles deja drumul, chiar dacă este în Chișinău, nord sau sud. Deci, un Insta story cu melodia Iar e ziua mea, la cine o să fie cel mai original și cel mai hăit, eu am să aleg și o să merg gratis să felicit membru vostru a familiei, așa că succes! Un lucru foarte important, trebuie să-mi dați mențiune mie ca să văd postările voastre, așa că succes! Mă uiți la câinile astea, tot e frumos, tot e zglobiu, dar n-are mamă Stoianov. Tăți cadouri numai pentru umii. Când e ziua ta, măi? Uiușii, drăgușu. Cuna mami lui. Happy birthday to you. Happy birthday.
just for you, Dumi. One big dick just for you. Hai să mergem culinar. Oh my god, băi, ce super emoționant. Da, eu îmi emoționez. Da, să nu te fie. Eu credeam că numai Lilia mănâncă fără gluten la ora asta, dar văd că... Știi cât e oara senioara? Cât e oara senioara? Nu am mâncat. Cum n-ai mâncat? Nu am mâncat. Unde am mâncat? La ce am să mâncat? La era... Bună dimineața, s-a trezit Dulceața, dar voi povidile mele și fășeze, că povidile mele, toți vă spun bună fanii mei, bună fietile mele, prietenașii mei, dar eu am să zic bună povidile mele, cum la voi, v-ați trezit? Adică eu trebuie să mă trezesc dimineața, mă duc să-i încălzesc găoaza asta, că am filmări la nebun de gustos, filmă repetiții, dar cineva stăia și doarme în pas, să uite la Instastory și mele, afară, ieșit soarele, da mă. Și pentru că m-a întrebat Emilian când o să fie premiera și când o să mă puteți vedea pe scenă, vreau să vă zic că nu știu. Din cauza pandemiei, nu știu, poate anul ăsta, poate la anul, poate la mulți, mulți ani. Hăi! Fiu, mă scuzați, eu de astăzi nu mai conduc mașina, pentru că de fiecare dată când conduc, nu știu ce naibă inventat trucamul ăsta, băga mea și piciorul în trucamul măsii, de când știu în Europa el este ilegal, pentru că atunci când este o cameră, un polițist când stă cu trucamul în mână trebuie să fie anunțat că, băi, acolo este un trucam. Mâncani iar, doamne iartă-mă. Și iată că 4 puncte plus, asta e viața omului ca și floarea pomului. Iată așa, amenda o avem, dar vorba și aia. Eu dacă zic, eu fac, gata, volanul, adio, avem șofer pentru aceasta. Primește bani pentru aceasta, dar eu am să mănânc plășințele cu brânză de veveriță, mă tinc. Și acum go spre o omagiată care face o vârstă frumoasă astăzi într-un sat nu departe de Chișinău. Pe voi cei care sunteți activi pe pagina mea, în cazul în care aveți un omagiat zilele astea și doriți o felicitare gratis, fără niciun euro, atunci trebuie să postați un Instastory foarte inspirat cu un fragment din noua mea melodie, Iar e ziua mea. La cine o să fie cel mai deosebit, o să merg și o să felicit gratis cu un buchet de flori și șampanie, indiferent că este din Chișinău, nord sau sud. Dacă psihotare, nu. Dacă psihotare, atunci da, ne achitați biletul, testul COVID și vin. Așa că aștept filmulețele voastre. Vă zic, dragilor, prima felicitare de după vacanța mea este la Costești. Prima tulpină am lăsat-o la Costești, la o magiată de 18 ani. O tulpină frumoasă, o tulpină groasă, că e din Africa. Și dacă mai dorește cineva o tulpină... Deci mai răspund. Tot îți gros. Vreau să vă zic un lucru foarte important și foarte hazliu. Până acum exista zilioncă, verde de briliant, dar mai nou, cum se spune, pace de briliant. Mulțumesc! Ca să nu ziceți că am uitat de campania Un Leu pe care am desfășurat-o un an în urmă, am luat-o de șchirc pe Alinușca astăzi. Și mergem la Negurin să vedem teritoriul pe care ne-l acordă primăria în fața Casei de Cultură, acolo în părculețul ăla. Mergem să luăm măsurile, să facem schița și pentru că s-a încălzit afară suficient de bine, apucăm de lucru pentru copiii din satul Negurin și mulțumesc tuturor celor care au contribuit, câte un leuț, câte 2, câte 1 euro, câte 100 și am adunat suma de 4.000 de euro, în afară de aceasta, încă 1.000 de euro bonus din partea mea, sunt 5.000 de euro deja pentru acest parc. Da, Laina? Apă, eu simpatui? Simpatia. Apă, eu simpatiulea sau nu? Că eu știu. M-am dus matons, șoferul s-a dus văpșe nu știu unde, la bemol, nu știu cu cine, bleaha muha. Și dacă îl prind cu vreo blondă sau cu vreo brunetcă... Băiețam.
Oi, pățanașe, dacă n-aveți ce face în weekend-ul ăsta, faceți ca mine, mi-am luat-o șleand. Nu, blin, ce-ai scos peruca? Am vrut să fac și eu o glumiță, glumereață. Luați-vă șleandră și la picnic. Și iată, noi astăzi tare am vrut să vedem satul Vadul Rașcov. Și l-am văzut. Uitați-vă un cacastirc! Dacă ne luăm după telorie lui cheltuitorul, pe ăsta e curcubieu. Asta credem noi că este clopotnița din 1700, da, Slava? Da. Și pe aici se urcă sus. Op. Pupaica și părintele. Am ajuns la cimitirul evreiesc, un cimitir foarte mare. Și aici încă două vacuțe. Și te-ai boit și tu la cablon, da, șei? Vrei știi și tu în modul cu tăti botul de flori. Iată așa un peisaj dramatic. Și ca aici replica și șeți ca vaca în mijlocul drumului este binevenită. Dă-mi voie să trec. Bravo, e n-ai treabă. Și uitați-vă ce drum interesant de o parte și alta. Din piatră, vine așa, știi? Și așa șerpuiește așa. Dragi vadorășcheni, dacă este aici vreun local ceva, unde putem să mâncăm ceva gustos, tradițional, moldav, vă rog să ne autorecomandați. Sau dacă aveți cumva în bordele voastre niște organe cu ceva, niște plăcini de la cuptor, niște chestii, somon, niște caviar, trufe, atunci nu ezitați, apelați-ne, e șansa voastră, acum sau niciodată. Suntem în Casa Muzeu, astăzi o începem în Casa Muzeu Dumitru Matkovski. Da, bună. Aici e arborele. Așa, asta este câinipă murată, numai bună pentru împletit, țesut. Da, da. Dar măi, arăi, o fumează, nu știu, deși... Așa, când le vine muza, atunci... Prima mașină de scris. Moscova? Dacă iei o flămânzit. Suntem aici la izvoarele astea, unde și până în ziua de astăzi vin gospodinile și spală la izvor. Și. Uite-le, hai vine cu aici. Hai vine. Aici este și o bucățică de drum pavat. Și aici au fost construit ziduri, ca să nu cadă. Iată toporașii și pentru prima dată pe ecran eu văd toporași albi. Facem un mic popas pe această piatră. Piatra aia răstăvorită de acolo. Iasul desprins de acolo, imaginați-vă. Doamne ferește, să mă invalea. Iazul și ala nu era. Iată cum se vede nistru. Doamna Stela ne face o excursie din asta cu adrenalină. Ui, uitați-o cum arată piatra. Hai, măi, că nu-i periculos deloc, e la... Am ajuns și la crucea asta, dacă ai credem că n-am să ajungem niciodată. Ui, blin. Ui, tare strașnic. Hey, I'm survivor! Din start eram 4, am ajuns 3. Doar 3. Dar aici stă încă găfă. Hai, pașe. Dar uite ce are mână. Senora, e bună mangiare? Îți place așa, la aer, la natură? Uite, este. Ap! Frumos! Ador străzile astea, uitați-vă. Piatră peste tot. Și tocmai spuneam că eu ador să intru în casele astea părăsite, unii sunt cuiați, să mă uit, poate găsesc o comoară și ceva.
Și din lat gardul ăsta, uitați-vă. Și îi pus sub piatră peste piatră, fără ciment, fără lut, fără nimic. E ca să văd și găurile între dinți. Și nu se răschiește. Filmez, nu, eu cum așa? Dar să ieșesc din casă, fără solință, noi nu mâncăm. Îi vă dau eu, hai eu ca și cum n-am. Ia, poftim. Așa, bravo, spuneți. Intrați, m-a. Știți că noi v-am vizionat, v-am văzut de jumătate de oră și v-am așteptat cu mult drag la Socola. Suntem amatorii dumneavoastră și fiecare zi strecem pe aici. Cu mult drag. Mulțumesc tare, Doamne cât de frumos! Vreau să vă zic, gospodarii din Socola sunt foarte primitori. Asta ce e, urzică? Urzică, da. Ca pentru fasole cu asta prima dată. Prima dată, da, așa. Nu, așa. La noi... Și chipăruș, și genișor de casă sau de munte? De casă. E bun, dar pe... Ce faci, papușo? Mâncare. Dar știi câte ore? Eu nu am mâncat azi. Și n-ai mâncat. Dar tu vrei să mănânci la pâncica asta, tu vrei să mănânci, da? Dar și mâncare faci? Hai spune. Mă lași să ghicesc? Da. Pasta cu un salmon, nu? Cu salmon, e cu șapă. Pasta cu șapă. Se vorba și dacă nu vin fetele la noi atunci? Ne ducem noi la fete. Dar și normal cu așa mustață, zapros, balișoi? Păi, usichi, prahot, trusichi. Bine, somnoroșilor, nu mergeți cu mașina pe viaduct, că acolo sunt foarte multe mașini de poliție. Nu mergeți pe el, dar mergeți sub el dracului, că acolo nu e nimeni. Bă, și dacă mă întrebați de ce nu conduc eu, este clar că am șofer. Și dacă conduc eu și mă iau după ochiul ăsta, ajung la Soroca, dar dacă după ăsta, la Edinet. Ui, s-o trezi bărbatul. Și vreau să vă zic că poate bom targhen și însurat, să ai femei la casă, să-ți fac mâncare. Vedem, ce preparare, signora? Ce este? Salmone, zucchini, ouăsoare. Și, signora, te duci azi? Da. Hai-ți la revedere la prietenii tăi. La prietenii mei? Da. Pe internet, cum nu ai prieteni. Da, spune că ești brăvuț, drăguț, drăgălaș. Pfos. Asta e ultimul mic dejun făcut de signora Dima, că se duce. Nu știu cum voi, dragii noriași, dar astăzi nouă ni s-au făcut poftă de tot ce înseamnă țară. Ieri am fost și am colindat... Cum se cheamă satul? Badurașcov. Badurașcov, da, azi ne ducem să colindăm Niguieniu, Mândra, Vaduleca. Deci, așa, ca să mai totuși e soare, facem un frigă? Un frigărui facem? Facem. Dar ce am făcut eu? Dar eu adăugătesc după rețeta mea. Dar normal că eu pe mea nu o am. Piața centrală, trebuie să recunosc că n-am fost de multe ori. Așa e de puțină lume aici, voi n-aveți idee, vapșe. COVID nu există. Super fain, dar cel puțin o mare parte, lăsând la o parte exagerările, au măști, toți, unii pe nas, alții fără nas. Dacă vine primăvara, trebuie să-mi cumpăr vreo florișic, ceva, vreun nacăr ceva. Tulpini, tulpini, noi cei întotdește africani, tulpini de 20-22 de centimetri, tulpini. Tulpinuțe, tulpinuțe, cine dorește o căldare de tulpini africane? Dați-l o parte, doamnă, că așa doamnă ferește, așa tulpini africane, vedeți-vă, doamnă ferește. Tulpinuțe, a? Vreți o tulpină? Nu vreau. Dar de ce? Băi, sincer, eu nu înțeleg, adică eu mă duc la capul pământului, aduc tulpini africane, mă duc la piață, o căldare de tulpini proaspete, dumă bune, de savurat. Și nimeni nici la schitcă n-a vrut să cumpere de la mine, de la tulpina. Dezamăgire, mulduviniște, nu știu ce să le mai faci ca să le intri în voi. Dar ce dormăm la ora asta? Și azi e duminică, îți doare sau și? Azi noapte ce ești sat? S-am lăsat floare.
E seama, mănă, dacă nu e seama, că mănâncă tăci iepurașă. Să-i mănânci iepurașă-i? E că te-ai smit, te-ai mulți, mamicare, mulți. Ia, și ui! De să nu stemi. A, deja una albă, gospodină, tată. Așa e. Mamă, ia spune tu, de ce te doare spatele pe tine? Ia spune. Am făcut sport. Ai făcut sport. Post combinat cu sport, da? Tu vrei să slăbești? Da. Cât kilograme ai? Nu vă spun. 55! Hai, mamă, spune. 55? Da. Mama, și cât vrei să slăbești? 10. Noi am venit acasă și facem inspecții prin gospodărie lui maică mea. Și iată și mama lor. Unde pleci? Pite 5 zile ziua lor. Și aici mai avem câteva bogății. Și toate au nume. Și toate au nume? Mamele. Mamele lor au nume, da? Asta e Kira, mama Kira. Kira. Bela. Bela. Negruța. Negruța. Zambira. Wow. Avem și Zizi. Asta și mama Zizi. Zizi și tăticul Cici. Și Cici. Dar câți avem în total? Vreo 30 ceva. Vreo 30 ceva. Da, mara se muca până m-am înstieț, le rămân. De? E pulilă. E puloi și ești tu. De? Uite că mama lui e eu. Neața, s-a trezit dulceața, scuzați-mă, astăzi vreau să fiu așa un pic mai know-how, no stylish. By Emil cu stil, look this. Yes, thank you. Hello, peoples. How are you? You like my look de la o lună? Vorba și eu, dar de când n-am fost la filmări, Olex, când i-a ieșit din Râmci și astea, cum se cheamă? Chilile astea africane m-au făcut și eu o leacă mai pafăiș. Eu recunosc, da? Cum să nu? O leacă mă opăresc la încheieturi, dar stilul este stil și trebuie apreciat la maxim. Da, conduc pitocul, așa-s femeile, cochee, că nint tăt în gură. Cum o țin deschis, cum gura e plină și tăt prostiile lumii. Ador când afară e cald, e soare, iar eu ling cu îndrăzneală din această înghețată obraznică. Și să-i duc lingi numai că s-a dat să-mi zvedi. Ce fac actrițele? La o țigară au ieșit? Chișca, de cine acolo fumoase, tiete? Și gata, actrița au terminat repetițiile, deci ce pot să vă zic despre, sper foarte curând, premiera Curcanul. O să fie o comedie de zile mari, unde toți actorii pur și simplu sunt geniali, pentru că și regizorul este tăță de fată mare. O să vă anunțăm că deseori când postez din repetiții ceva, mă întrebați când este premiera. Încă nu știm. Așteptăm să vedem cu această pandemie, dar în ziua în secundă, când aflu, imediat vă dau alarmă în țară ca să puteți procura bilete și să veniți să vedeți o comedie de zile mari. Acum mergem la țară, pentru că e primăvară, trebuie să mai pui o cireașă în pământ, o harbacică, o chestie. Cine din voi adorează, adormează, adoră, blin, acest fructuleț, așa-i de gustos, eu îl adorighez.
Cel mai tare ce mă bucură pe mine cu întoarcerea surorii mele acasă, Marcica Cobra, îi mai spune că o să ne facă foarte multe torturi gustoase, macarons. Deci trebuie să recunosc, nu că e sora mea, dar face niște torturi pur și simplu geniale. Macaronsul este a la carte. Așa că dacă vrei și tu un macarons de la Marcica, atunci scrie mie sau scrie ei că o să-ți răspundă mai degrabă și urmăriți, o să vedeți ce rețete are. Ia că o frumoasă, bună ziua, dar și ți-ai pus colțorul ăsta alb. Dar noi creșim în grădină. Doamne ferici, dar și năsile bogătăși le creșesc și ele. Da, creșim, și cam să mâncăm câte o gălușcă, să mâncați ne-n primul, ia câte un pahar de vin. Și bine? Ia. Ho, ho, că nu ești la țară aici, domnișoară, ești la Negurini, și cu tine. Am scos niște copășii. Pregătim locul pentru bazin. Da, trebuie să scalză aici. Bisetca, mamă, trebuie să o dăm jos. Oleliu, Emilion, dă-mi ochi frumoasă, iar eu strâși. Ați faci mâna mai mare. Așa e frumos la țară, curățel, prin grădină. Dorinuș ca mitica lucrează de zori până seară. Dar cum? O țigară, o țigară vrei? Nu, cu țigară nu, Emilion. Un bar de gin. Da, aici da. Eu așa am muncit în grădină. Am curat și un pahar de vin merge. E bun. Maruniți ca Ianzele, salut la oamenii dragi. Mocșoar, vin cu așa și tu, moc! Moc, vin cu așa să te fac prin influencer. Ui! Ia uitați-vă ce copac frumos avem. De când vroiam eu copac din ăsta? Și e ca anul ăsta un florit. Flori galbeni și frumoase. Da, și râs, ne râs. Ia uite, că anul ăsta să-mi florească la noi copac. Cum se cheamă? Magnolia. În sfârșit. Uitați-vă, anul ăsta o să-mi florească prima dată magnolia. Are tare, tare multe căpușe. Așa e de frumos. Uitați. Ia-te vârbile. Așa de frumoase. Ia cât ies. Măi frumușeie. Cine acolo? Cine miau, miau? Ii. Trii. Frumușei avem. Hai, uite-mi cu așa în oglindă. Ia uitați-vă și de mulți șori. Îți vreau câteva familii întregi, cu câte 8 iepurași, drăgălași și auraș. Mamă, dar și e asta? Asta-i pusă cu solearcă, că solearca nu dă voi la mușculițele astea ca să le pui și facă infecții la nas, fac bubii. Și îi punem o leacă de solearcă ca el să... Nu, uite, mănâncă. Și mam. Hei, șmara cu ștești. Ca последний алкоголич, бьем жинку, банка, ши на стрём. Я на сегодня черный ищ. С кукарни? Есть с кукарни, есть с фаркарни. Мама, да как грижи, ты прунь, ши, погынь. Я вот это все эти фумусель, я тебе тело, вообще арфаши мука, мол, ну сапот, он грает. Вот как он стал, глядишь, ах. Некому тетя, не отю. Жаги вину на дол, вина ищ, с руага. Iasă vreo una afară și... Ia, cum e chetea? Mă. Nu? Tu poți să nuați, băi, sau nu? Da. Arată să văd eu până așa e bazinul, te pui frumos, așa, și înnoată. Cum? Ia să văd eu. Am mai ridic-te și sari în cap, ca și cum e apă. Hai, cum ai să sari? Dar păi fost, băi, sari în bazin. Așa. Apsa... E bun, hai, bravo. Până și bazinul gata, în fiecare zi iei un scaun și sari jos și dai două ori, nărnești, bun? Știi cum am să fac eu? Dacă să și gata pe zi, vreau să stau de încolo în două. Până ai sari, nu, amuia nu sari de pe crâșa, amuia de acolo nu sari, nu, amuia sari pur și simplu de ei. Așa, gata, trebuie ăla la țară, am rezolvat problemuțele, acum gău la Chișinău, la spălate, la încheieturi și la culcare. La culcare, măi. Cum care culcare? Dar și unde? La vârsta asta la culcare? Tu vrei cica? Da. Dar păi post, Adrian, fetele în post nu dau. Dragilor, mulți m-ați întrebat, Emilian, cât timp a stat atât de magnolia și a înflorit? Eu vreau să vă zic un singur lucru, eu urăsc să cumpăr plantele mici sau copacii mici și să aștept vreo 7-8 ani până o să crească și o să înflorească. Magnolia am cumpărat-o în an. Am dat un piculeț mai mult pe ea, dar anul ăsta este în floare, pentru că era mare. Am cumpărat-o de 3 metri.
Bună dimineața, dragilor, vreau să vă zic că nu știu la voi cât timp se poartă mărțișorii în piept, însă astăzi mi-am dat seama că suntem în plin martie și vreau să vă doresc ca mărțișorul din sufletele voastre să nu dispară niciodată, decât doar în luna aprilie, așa cum este și la mine, pentru că luna aprilie este luna atunci când nu se poartă acest artificiu, acest simbol al iubirii eterne și conjugale autentice. Pentru că începând cu luna aprilie, deja ne transformăm și în muguresc, mugurașii, copăcei, viorelele, toporașii, grăbluțele. Adică trebuie să înțelegeți și voi că acest simbol al iubirii eterne și majoritatea psihologiei estetice va triumfa atunci când în grădina teatrului stau actorii domnului, stau afară și fumează și COVID-ul îi enervează. Of, COVID-ule, COVID. Și Adriana s-a luat ca bielca. Și? Ei, Sirioșa, nu băiat, eu mamei. S-o băut fetele pe-mi. Lasă mama să-i mărbece. Și? Hop! Cea mai gustoasă mâncare este mâncarea de la țară. Cartofi prăjiți, chipăruri din ăsta cu șoloma, mămăligă, Dumnezeule, copiii stau fericiți, spalați, cheptănați. Spalați și nu scheptănați. Dar nu spune chiar prin stăstoritet. Și avem aici un maestro secret blend. Ce să mai pun una, da? Și împărăția ta, soac și învăța, că primul ceas așa pe pământ, pâinea noastră așa de apodăinea noastră și neată, n-au găsit noastră pe curs și noi suntem găsit ce noi ne îndești pe noi, spite ne izbăt de ce vica la mine. Bravo, și mai un pahar de gin și... Marcuni, eu spun tu un anul, ce înseamnă asta COVID? Ne îmbolnăvim. Ne îmbolnăvim, dar tu ai COVID? Da. Și unde îl ții? Afară. De ce? Așa. Dar cum arată el? Ia-mi spune la oameni. Urât. Dar cum? Cum anume? Descrie-l un pic. Ne îmbolnăvim așa. Cum? Ne îmbolnăvim. Noi tușim. Încă ce mai facem? Aveam muși în nas. Dar suflă-i. Da. A, muși în gură. Ador momentele astea la țară. Dar cu ce rămâne de spălat că miroase frumos? Da, nu știu, Marina mi-o dat. Marina, cu ce s-a spălat? Cu așa, a, nu, cu ProTV. Ui! Ce faci? Doamne, măi! Nu mă sluțuie așa de tare, că nu s-a așa de urât. Ador rubricuța aia, pune-mi o întrebare, așa că aștept întrebările voastre, dar care, bineînțeles, nu o să primiți răspuns. Bine, doar la întrebarea asta răspund, că desul îl primesc și eu și Adrian, în funcție de câte evenimente, de la 2000 până la 3000 de euro lunar. Hai, fie de chiuială, hai! Hai, dintr-o parte în alta! Asta, la. Mami mi-au dus și la detox. Așa ne-mi place când mi-a făcut biciuc, te aduc la Chișinău. La dinți, la păr, la măști, la chestii, trestii. La voi fetelor, dar la mine, de exemplu, țâțușoarele tot timpul mă așteaptă pe cuieraș, frumușeli, spălățeli.
Ca dar numai și l-am laudat ieri și am zis și salariul are șoferul meu și el astăzi întârzi cu jumătate de oră. Mai prin ca să facem noi o eliberare din funcție, așa că doritorii... Eu am zăvădit mașina. Te-ai zăvădit? Îl schimbăm pe Vania Băț? Vania Băț, îi duci câteță. E bun! Ura, ura, ura! Anticipate! Anticipate! Ura! În sfârșit! Slavă ție, Doamne cerule, ploaia care a venit a adus și vești bune. Curtea Constituțională a decis și vor fi anticipate. Sper să fie adevărat ce zic eu acum, dar cred că da, e da, că am mai văzut și pe la altă televiziune. Scăpăm de doghitoși! În sfârșit și eu sunt la mod, am și eu. Mama, știi și asta? Mama, și... Faci curățenie! Trebuie să recunosc că pentru Republica Moldova astăzi este o zi destul de însemnată cu roșu în calendar și în istorie, aș spune eu, și vreau să mulțumesc în primul rând doamnei președinte pentru că a ținut piept și nu a cedat și o să avem foarte curând anticipate, însă mă gândesc un piculeț cu groază și mă tem să mă gândesc ce se poate întâmpla la aceste anticipate, pentru că, din păcate, o parte din populație nu este atât de limpede la minte și nu poate să înțeleagă că nu pot să înțeleagă că, de fapt, noi schimbăm viitorul acestei țări printr-un parlament onest, cinstit și deloc corupt. Anticipate, atunci anticipate. Mă uit eu la fructul ăsta a pasiunii și mă duce gândul în Africa la cocktailul ăla demențial și mai ales că știu rețeta. Să fac oare în seara asta un cocktail party? Bună seara, Moldova. La asta Vasilina nu s-o țicni la cap, pur și simplu ea are o lipsă de dispoziție, da, așa și mult. M-am încipit un piculeț și vreau să vă interpretez o melodie despre Igor. Nu mai plânge, dragă Igor, ești partidul prăpădit. Nu mai plânge, dragă Igor, mai departe faceți swipe up și să vedeți dacă vă interesați. Și vreau să mai adaug că tot ce faci Raisa Vasilina vine din suflet. Și vine cu metaforă, pentru că sunt profesor de limba română și se dușoie, знаете, вот, se dușoie, чувствую, каждое слово, которое выходит из моего пынча, я его живю, живлюсь его. Fetelor, dacă vă place să vă aranjați așa specimen, atunci vă invit la mine să bem un pahar de cocktail în cinstea acestui om minunat, adică mie. Mulțumesc! Vă aștept! E șansa voastră! Uitați-vă și bărbat frumos, o făcut mama pentru voi, fetelor! Și vine azi la mine, ia să vedem. Etat este. O, Doamne, pot să ies, dar pot, nu pot să mănânci o bucățică de carne, nici cum. Păgânule și ești. Așa, să vedem ce a gătit domnul Seredeu, cărniță și aici sălățic, maladeț. Fetelor, mâncarea este gata. Welcome to Emilian Home House. Eu hamus. Cred. De unde tu idei? Hai să ne însurăm. Hai să găsim câte femei să ne însurăm. Nu noi doi, măi, nu și cu tine. Hai să... Eu m-am sutrat de-am sângurat. Nu, tu, Doamne ferește. Duci să c*** femeie.
Am și părere. Neața, și nu vrei să-i dai un pumn să trezească dulceața? Bățările la popcic, dar eu încă dorm. Astăzi avem o misiune foarte importantă în cadrul campaniei Dăruiește din Inimă, organizată de către diaspora din Canada. Mergem la două familii din Hâncești să le dăm câte un calculator și produse alimentare. Așa, gata, am luat calculatoarele, acum mergem la un supermarket să cumpărăm produse alimentare pentru două familii din raionul Hâncești. Și chiar dacă ex-ul nostru deseori aruncă cu pietre în diaspora, eu, din punctul meu de vedere, diaspora face ca să mi lucrurile spre bine în Republica Moldova, chiar dacă sunt la distanță, ei nu au uitat de unde s-au pornit și ajută persoanele care au nevoie de acest ajutor. Mai ales în această perioadă destul de complicată, așa că eu sunt onorat să merg astăzi în aceste două familii. Adrian o să instaleze calculatoarele, mergem să luăm ceva dulce și gustos și vă îndemn și pe voi, indiferent de unde nu ați fi, în cazul în care aveți posibilitatea și puteți să ajutați persoanele care au nevoie de ajutorul vostru, atunci nu ezitați să o faceți. O să primiți ceea ce oferiți. Oferiți bunătate, o să primiți bunătate. O să oferiți, nu știu, dragoste, o să primiți dragoste. Așa că, chis, mergem spre Hâncești. Am făcut două coșuri identice. Pe lângă calculatoare vă primiți și câte un coș cu produse alimentare, dulciuri, tot ce trebuie pentru casă. Deși pui mâna pe lucruri străine, deși pui... Să ne vitamin ca și nu... Ciri pe mult. Hai, go! Dacă toți suntem pe la telecentru, să vedem noi... Sise azi lucrează sau nu lucrează? Nini interesant. Prima familie la care mergem astăzi este în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. Cineva m-a întrebat cum au fost selectate aceste familii. Despre acest proiect Dăruiește din Inimă, organizat de către diaspora din Canada, ei au găsit familiile prin oamenii care sunt acolo, prin cunoștințele care sunt în Moldova, iar eu astăzi o să merg să le ducem calculatorul, produse alimentare și nu doar sunt un intermediar pentru a trimite aceste bunuri, dar am participat și eu cu o sumă de bani pentru aceste familii. Așa, dragilor, suntem în ograda familiei Anițoi din satul Ciuciuleni. După cum bine știți, am adus foarte multe produse alimentare, produse pentru igienă. Dar cel mai important lucru de care are nevoie această familie, pentru că au trei școlari. Cel mai mare băiat este clasa a 9-a, fetița clasa a 6-a și băiețelul clasa a 3-a. Pentru că suntem în perioada de pandemie și învățatul online este tot mai la modă. Din păcate, acești copii nu au putut să fie... pe Zoom la ore, tocmai de aia, în mod special mulțumim tare, tare mult diasporii din Canada, din... Și doamna profesoară a zis că nu a reușit să facă plăcinte, dar știe că noi iubim foarte mult florile și ne-a dat astăzi iriși din ăștia roz de care eu nu am. Doamna Maria zice că a adus tort pentru că astăzi este ziua nororii, dar care este o zi extraordinară. Ei și drept, eu cum pot că suntem la lucru. Da, vă dăși așa că, nu, nora la mulți ani. Cum o cheamă? Natalia. Doamna Natalia. Iar noi mergem mai departe, din Ciuciuleni ne îndreptăm spre Secăreni, la o altă familie. Acum trebuie să ridicăm mașina pentru că urmează să mergem prin serpantinele Moldovei. Un deluț frumos și al. Important că nu-i glod. Deci, am ajuns în ograda familiei Stropșa. O familie foarte frumoasă, cu 5 fete. Bună ziua, încă o dată! Sincer să fiu, nu știu cum să-mi formulez gândul, nu știu ce să scot pe gură, pentru că este foarte trist ce se întâmplă în satele din Republica Moldova și mă doare foarte mult că statul nu investește în tânăra generație, mă refer la copiii acestor familii care sunt lăsate de izbeliște și vreau să mulțumesc încă o dată diasporei pentru tot ceea ce face pentru persoanele care trăiesc așa cum ați văzut în instastoriurile precedente. Vă îndemn să fiți și voi mai buni
cel puțin în această perioadă, dacă nu în fiecare zi, deși ar trebui în fiecare zi să fim mai buni. Eu sunt șocat. De exemplu, ultima familie a o singură cameră, o singură cameră cu două divanuri, unde locuiesc doi părinți și cinci fete, dintre care două deja sunt fete mari. Nu știu ce să zic. Un Paște fericit. Ой, мне стыдно посмотреть в себе в глазочек, потому что мы с этого парня в эту ночь не спали дома, а спали иногда где-то, не знаю, где пошел, он сказал. И сейчас едем к дому. Счастливо. Ну ничего страшного, жизнь впереди, значит, больше не везде. Speciala mi-e repede, repede acasă, că asta era plin cu macaroș și în stânga și în dreapta și au rămas din câți macaroși din 80, nu știu cât. 56 de macaroși, ia cam așa au rămas. Fă și un cot, fă! N-am mare surpriză pentru tine astăzi. N-am mare surpriză pentru tine astăzi. Nu zic lumea că eu nu sunt gospodar, astăzi trebuie să dăm vitamine la copăcei noștri frumoși și verzi. Și pentru că astăzi facem livrare de macaronși by patiseria Crețu, care le face această cobră, noi, pentru că am trecut la un alt level, o să facem livrarea cu avionul personal. Lavinușca, da. Ești gata de zbor? Da! Pe care are? Păi ești pe stânga sau pe dreapta? 3, 2, 1 și macaronul s-a ajuns. Bună dimineața, boțită e dulceața. Doamne, ador ziua de luni, că începând cu ziua de luni se începe chinul, se începe o sânda, se începe încă o săptămână de, știi, de manifeste, de chestii, trestii, repetiții, filmări. Astăzi Baba Dora își revine în apele ei. Așa, bună dimineața, s-a trezit babaneața. Mergem la filmare, uitați-vă ce de senzual astăzi, toată negro, o violeto, țiparo, o brazdico. E câte le suite, bacioiului. Noi astăzi împreună cu Ginia, așa, o să plantăm peste 50 de copaci în cadrul campaniei Jurnal TV din acest an. Iată, geniuță. Vor lucra la greu. Așa cu Gina, ți-am promis că să faci în extrem. Prima dată, uitați-vă. Unitate de transport. Iuhu, ia ca șovierul. Dați-mă microfonul încoace să văd lumea ce facem. Am ajuns. Ce pantofiori frumoși, numai buni. De pus copaci. De pus copaci. Ia uite cum intră până la jumătate în glot. Și un copacel ai pus. Încă un copacel și încă un copacel. Culiță, maică, gata, Doamne Dumnezeule, în sfârșit am terminat ziua de muncă, am filmat și emisiuni, am pus și copășei, am fost și la Aldorf Tehnic și am prezentat vopseaua iub pe care o avem în magazin. Din mâncare nu prea am mâncat, am băut un păhăruț de jinișor de la Băcioi. Ce am mai făcut azi? Eu am muncit din greu. Așa, și ai plâns iar cum te plânsi de obicei? Nimeni nu mi-a turnat nici un par de zin. Nu m-a hrănit azi. Și am plâns. Plângi. Am plâns cu motiv. Așa că mergem acasă, ne dispodoghim de tot ce înseamnă această femeie frumoasă. Și am avut o rochitare obraznică, un decolteu care tăi vânișem rândunică afară. Eu acasă zic să mă demachiez, mă culc o oră și zân zân. Vecinii mei au venit să stai la teras la Emilian Crețu. Așa-i? E bine? Bună seara, voi nu știți la ora asta și ne va face livrare de mâncare sau nicio șansă că aș mânca ceva și nu știu ce și... Măcar o bucățică de pâine dacă poate cineva să facă livrare. Nu mai grăiesc de icră roșie, că eu știți... Eu mă mulțumesc și cu un șocălău, așa ca câinile. Pur și simplu, dar ne-am mâncat.
Voi nu o să mă credeți, dar eu... Eu am mâncat numai o lecțică. Și de atunci n-am mai mâncat chică. E tare greu. Cu pandemia asta nu poți ieși la niciun restaurant. Să... Dar cum să ieși cu tot asta? Cineva să-ți dă cu ceva în cap. Trebuie să porți mască. Trebuie... Vă rog. Dacă puteți să mă ajutați. Eu tare vreau să mănânc. Așa să fac... Și să mănânc și fără mâini. Și numai cu gură, nu știu. Dar i-am mâncat și nică nu se... Uf, mâncarea asta. Eu când eram mic la țară și când tot așa sărășie era la ordine de zile, știți, deam și făceam, nu plângeam cu oricum. Nu rezolvam nici cum. Dar mă plângam, am gustat și eu ce înseamnă sușă și ce-am mai mâncat eu? Foie gras, moa gras, uigo gras și apoi eu nu știu cum să fac la mine pâine sau de scârțâie de mață, știți că ușa nu-i un să ghine. Măcar nu știu cum se cheamă. Păi, niște trufi de-astea și mânca niște scoi și crabi și tiuli și salmone, toaletele. Ia ca venit în bucătărie și m-a uitat în holodilniță. Poate Dumnezeu să fac o minune și la și e plin cu mâncare, cu cașcaval, cu cârnați, cu carne, cu ou. Dar îmi place să mănânc și apa noaptea așa de gustoasă. Două macaroane. Doamne, nici nu știu de unde s-o înșep că așa de gustoasă. Știți, îmi place mâncarea și cât mai condimentat și mai deosebit ca la restaurant. Punem și sare roșie. O leagă de sare cu chiver negru. O leagă de chiver negru. O leagă de sare cu verdeață, cu oregano. O leagă de paprika. Și cel mai important, fetele mele, o leagă de oloi de masline, ca așa e de gustos. Nu știu din care parte s-o înșirap. Și la restaurant... Și e mai important, știți? În mintea voastră gândiți-vă la ceva, la delicii culinari care vă plac tare mult. De exemplu, nu știu, carne de miel. Tăieți atent din șepșoara asta. Atent. Și cu mare, mare plăcere o băgați în gură. Și când ai impresia că Dumnezeu te-a uitat, eu s-a întors la magazin. Ai venit la momentul potrivit. Mine oricum și apa văd că mă urmărește, aseară și apă, azi și apă, numai că în varianta glăm, cu caș proaspăt de oaie. Le-am, mă scuzați, m-am pornit, trebuie să ajung la capăt. Ia câte tractorașul a venit să fac o gropșică aici. Bocați într-năuntru. Ia ca așa, lumea s-a apucat de lucru, am pus iarbă, dar văd că s-o găsă pe doi de la Chișinău să ne scoată. Dar, pe 1 iunie, da, Cornel? A, păi, bălele! Abidnă, știți, când cineva faci, schinui, cineva pur și simplu vine cu... Cum se cheamă tractorul? Cap.
mopcatul și strică nahir. Dar ce o să fie, o zi mai încă. Cum să nu te lauzi cu așa, Magnolie? Încă o zi, două și ea toată o să înflorească. Mulți m-ați întrebat din eu am cumpărat-o. Eu am cumpărat-o mare, pentru că dacă e mitic să te aștepți cam vreo 200 de ani până ea să înflorească. Am luat-o mare vis-a-vis de metru. Acolo este o florărie, nu știu cum se numește. Chiptău. Mâinii ziua lui mamea și eu special între măsua de acasă, nu vadă ce se întâmplă aici în ogradă. E mitica face infarct și n-ajunge să aibă 30, 57 de ani.